Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit! Să-mi fac și o cafea. Prieteni, vreau să fac și așa un vlog, să încep mai devreme. Să fac și un vlog așa mai frumos. Ăștia mei au plecat la Craiova, la Nemișu. După cum știți, cred că ați aflat de la tata Nemiș, a fost aseară operat la gât. Nu știu cum a fost operat, pentru că eu nu m-am dus. Ai mei au plecat acolo, i-am făcut ciorbă azi dimineață. Supă așa cu fidea, cu găină de casă, cu foarte multe legume, fără sare, fără nimic. Pentru că vă dați seama că după operație mă gândesc că iau un tratament și nu are voie să răcură. Și i-am făcut o ciorbă cu morcov, păstrănac, rădăcină de țelină. Chiar foarte bună, cu lăuștean. Dar cred că el acum deocamdată o să bea ciorbă cu pai. Până își revine, el a zis lui tata că nu mănâncă absolut nimic. Mădălina i-a făcut un piure tot așa nesărat. O fierte, i-am pus cărniță din ciorbă ca să mănâncă așa fiartă. Bine ar fi să mănânce pentru că este foarte slăbit. Eu nu m-am dus, am rămas acasă, că sincer n-am avut chef să mă duc. În legătură cu Leonardo, că ziceți toți că mai bine aș tăcea și nu aș mai zice, zic că trebuie să zic. L-am întors răceala asta, prieteni. Nu știu din ce cauză nu-i trece, cred că i-ar trebui un tratament mai puternic. Pentru că așa e cu gripa asta, cu răceala asta, peste tot. Și gripa asta întoarce înapoi. Până nu iau un tratament puternic, nu-i trece. David, la fel, ia uitați, a stat internat, a făcut perfuzii. Și l-am întors din nou. Aseară a avut temperatură, iar dureri de gât, așa este și cu Leonardo. Și nu știu ce să fac. Astăzi chiar vreau să mă duc la el, la Severin. Prietenii, asta e a treia cafea. Vreau să mă duc la el, la Severin, dar Ion, șoferul meu, nu mi-a răspuns. Poate o să mă sune mai târziu și să stabilesc cu el pentru mine, pentru că mâine, orice ar fi, merg. Și nu știu, să vedem ce facem, la ce doctor, la ce doctoriță să mergem cu copilul ăsta. Să-i dea un tratament mai bun. Așa e gripa asta. Mulți ziceți că poate o fi un stafilococ, nu știu ce. Nu, așa sunt toți copiii. Ați văzut că și Alex este la fel de atâta timp. Sau cel puțin așa s-a obișnuit să vorbească, dacă vorbește are gâtul, se pare că are gâtul plin. David, Leonardo, am înțeles că mulți copii de aici sunt la fel cu gâtul, deci le trece și după o perioadă iar din nou, deci este o gripă groaznică, doar de gât. Și nu știu ce să fac. Chiar nu știu. Mai întâi cred că ar trebui să merg cu el la un doctor mai bun. Să vedem ce are. Alex, nu cred că o să-l conving eu. Nici măcar atât. Cu Leonardo nu știu ce să fac deocamdată, că îl văd așa, nu știu, când am vorbit cu el. O dat seama, are gâtul plin. El zice că e bine, nu-l doare, zice că nu doare nimic, dar se vede după cum vorbește. Și bine ar fi să iau un tratament bun acum, Doamne ferește, să nu facă copilul vreun puroi în gât și după aia puroiul ăla, Doamne ferește, cu Alex la fel. Și de asta, de azi dimineață, am ieșit afară, am zis, hai să pun să fac ciorbă și de Nemișu, că îmi pare foarte rău și de Nemișu. Și sper să fie bine să-și revină cât mai repede. I-am făcut și lui ciorbiță, asta e, dacă nu are familie, nu are pe nimeni,
doar pe noi niari. Și l-am sunat pe Nerion, dar nu mi-a răspuns absolut deloc. Mă gândesc că o fi plecat pe undeva și nu are semnal, că dacă îmi răspundea, plecam de astăzi la copil. Pe tata nu pot să-l iau, prieteni, că ziceți că deci nu pot să-l iau pe tata, pentru că eu dacă mă duc, trebuie să stau și cu copilul, nu? Undeva. Și vă dați seama că nu vin ei să-mi aducă mie copilul, fiind tata acolo. Și nu-mi place mie să stea la tine. Dacă mă duc, stau și eu acolo câteva ori cu copilul. Că nu stau cu copilul într-un parc și gata. Să văd, nu știu. Să vedem ce facem. Să nu credeți că n-am încercat să chem copilul acasă, să stea la mine sau să stea acolo acasă și să facem în așa fel să-i treacă, să avem grijă de el. Copilul nu vrea nici în ruptul capului să vină, să înțelegeți și dumneavoastră. Nu vrea să mai vină. S-a obișnuit acolo, nu știu. Să te miști curățenia asta la o dată. Că, gata, să termin astăzi, că de mâine plec la copil, să văd ce fac. Dacă îmi răspunde Neion la telefon și mă sună înapoi, cred că plec și astăzi, dar astăzi nu știu dacă mai pot să mai rezolv ceva. Decât la urgență. Și la urgență s-au mai fost cu el. N-am înțeles că nu știu ce, să meargă la orele, să... Nu știu. Comentariile dumneavoastră de ieri. Vă mulțumesc pentru toate comentariile. Unele sunt contra, că nu știu ce a spus. Sincer, nu mai țin minte. Dar... Fiecare om înțelege ce vrea. Că degeaba explici că... La un om degeaba explici. Dacă nu vrea să înțeleagă, nu poți să forțezi să înțeleagă. Zic eu. Sunt mulți răutăcioși care comentează urât, dar eu nu mai iau în seamă. Ce rost are să mai iau în seamă în comentariile urâte? N-are rost. Mă duc să văd ce face Madalina înăuntru. Dacă mergeam astăzi cu ei la Craiova, la Neamișu, spuneați, a, te-ai dus la Neamișu, la spital. Dar la copil nu te-ai dus. Mă dă! Ce facem, fată? Ne apucăm? Deocamdată l-am sunat pe luna de dimineață, am vorbit cu el, am văzut că e mai binișor. Dar până nu-și face tratamentul, efectul ce ia el antibioticul, nu-și face efectul așa dintr-o dată. Na, știți și dumneavoastră cum e chestia asta. A doua zi, a treia zi. Dar totuși trebuie un tratament mai puternic. Să-i treacă. Degeaba iau un tratament acum și iar peste o săptămână, două, iar din nou îl întoarce gripa asta cu durere de gât. Și am înțeles că așa sunt și fetele. Deci o zi, două, le doare gâtul, după aia numai. Deci eu nu știu ce gripă e asta. Ia uitați-l pe David tot așa. Moloșit. O zi e bine, o zi nu, dureri de gât. Eu nu știu ce e aici. Ce gripă e asta și cine a dus-o așa periculoasă?
Pricopsită, de unde e? Eu am înțeles că așa au fost și la ei acolo în casă și au făcut tratamente, au făcut injecții, au făcut perfuzii pentru asta. De unde o adus așa pricopsită, eu nu știu. Deci cu gripa asta nu e de jucat. Trebuie injectabil. Prieteni, să schimb subiectul ăsta, că iar o să-mi săriți în cap că nu știu ce. Oamenii deștepți. Aici nu spălăm perdelele, ștergem geamurile. Și ce să mai zic? Mai revin după aia. Când ne apucăm.